Dragi sportivi, dragi antrenori și toți ceilalți care stau în spatele vostru și nu sunt puțini, domnule președinte Cobaliu, domnule ministru cancelar Ghigiu, domnule secretar general, domnilor, pentru că fără interne și fără armată care trebuie să ne asigure ordinea și liniștea, nu putem pleca. Se zice că dacă particip de mai multe ori la Jocurile Olimpice, emoțiile sunt mai mici. Vă spun că eu am emoții la fel cum aveți și voi, pentru că aceste emoții sunt normale, că participați la competiția supremă. Și plecăm la Paris cu încredere, cu bucurie, cu emoție, dar și cu multă speranță. Și mai plecăm cu ceva, cu iubirea celor de acasă, care nu sunt puțini și care sunt lângă noi, lângă voi, vă urmăresc zi de zi, atunci când veți concura în arenele olimpice. Iar eu ce-mi doresc și vă doresc tuturor, să faceți imnul României să răsune în toate arenele olimpice, pentru că 3 ani de zile v-ați dedicat, ați muncit, v-ați dorit, iar acum este momentul să zburați. Să zburați către cea mai înaltă treaptă a podiumului, pentru că puteți. Sunteți buni, foarte buni, aveți încredere în voi, în ceea ce ați pregătit și doriți-vă mai mult decât este posibil omenește. Pentru că va veni și momentul vostru și momentul vostru este acum la Paris, la Jocurile Olimpice. Vă doresc tuturor să gustați din acel sentiment de victorie, să urcați pe podium, să vă reprezentați țara cu cinste și cu onoare, pentru că este un sentiment extrem de frumos, extrem de plăcut, atunci când imnul țării tale răsună și milioane de oameni îl ascultă. Bernie, știi care e obiectivul, da? Vă doresc tuturor să fiți sănătoși, cu încredere, Dumnezeu să vă dea inspirația de care aveți nevoie și hai România!